Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu Alex Nedelcu. De la această oră vorbim despre ce am putea noi decât despre Survivor România. Bună, Alex! Bună, Cornelia, și bine te-ai întors. Așa, să oprim volumul aici, că s-auzea, să crea microfonie de la televizor. Am urmărit mai devreme niște imagini și povestește-ne. Și să fie așa tot atmosferă, cum a fost și în Republica Dominicană, cu multă acțiune, cu multe emoții, tensiune. Mai ai energie să ne povestești, că văd că ai ochi de chinez. Da, acum am ochii foarte mici, dar încă după 5 zile am dormit sau în 5 zile am dormit 5 ore adunate, 5-6 ore, nu știu, cam atât. O oră pe zi sau doar astăzi ai dormit 5 ore? Cred că în principiu nu știu, azi am dormit mai mult. Cred că azi am dormit 3 ore. Ai mai stat la soare? Nu, n-am apucat să stau la soare, atât eu cât și colega mea Irinela Antoniu, cea care răspunde de toate site-urile noastre și cea care a fost acolo cu noi în Republica Dominicană. Nu am avut niciuna dintre noi timp să stăm la soare niciun pic. Mi-am făcut o poză pe care încă n-am reușit să o postez pe internet și atât. Am încercat să mă duc 10 minute înainte de plecare la soare și m-a venit ploaia. Lasă că de data asta ai fost plecată cu treabă. Oricum, am văzut că au fost niște probleme și am întâmpinat niște probleme și când am intrat noi în live, conexiunea ne-a făcut niște mici probleme. Dar ne-am descurcat noi până la urmă. Am vorbit cu Elena, nu? Am vorbit cu Elena, am vorbit cu Maria. Cu Maria. Acolo, la fața locului, în consiliu, am avut discuțiile cu Zani, cu Andrei, cu Marius, cu Albert. Albert mai e supărat sau nu mai este supărat? Să știi că l-am văzut pe Albert în dincolo de competiție, foarte haios, carismatic. Face glume, un băiat foarte politicos. Dar pe de altă parte și un om de petrecere, aș putea spune. L-am văzut la Bustul Gol dansând. Adică a fost atmosferă totală acolo în Republica Dominicană. A făcut un show pentru concurente sau... Știi ce s-a întâmplat? Noi am plecat 20 de persoane de aici, din România. Nu, 20 de persoane, 20 de foști concurenți. Apoi aici colegul meu de la Teo, Alex Dobreanu, a mai fost și el și au mai fost și din conducerea canal de persoane. Măi, și la fața locului a fost o nebunie, dar îți dai seama că o să mai vorbim foarte multe lucruri despre ce s-a întâmplat în avion, unde a fost o adevărată discotecă. Discotecă, deci a fost discotecă în avion. Zim de Sebastian, s-a distrat? Sebastian, în mod paradoxal, mi s-a părut unul dintre cei mai cuminți concurenți din avion și de la fața locului. El a venit în competiție pentru a-l susține pe Zani, a și spus lucrul acesta și mi s-a părut mai calm. N-a intrat chiar în atmosferă la plecare. Pe urmă a fost foarte fericit pentru că Zani a câștigat competiția. Și știi unde, scuză-mă că te întrerup, mi-a plăcut foarte mult de Sebastian la Consiliu, acolo unde a fost o atmosferă foarte frumoasă, dar emoționantă pentru toți participanții de acolo. N-am crezut niciodată că o să te copleșească emoțiile așa cum m-au copleșit și pe mine acolo când am fost la fața locului. Asta voiam să te întreb. Cum s-au simțit emoțiile din Consiliu? Am văzut că atunci când l-au declarat, domnul Dan l-a declarat pe Zani câștigătorul competiției, a făcut o pauză lungă, așa cum a obișnuit el, și apoi când a spus câștigătorul, au urlat și aici la noi, și aici și acolo la voi, s-au urlat peste tot. Mai a fost o atmosferă foarte frumoasă, pentru că faimoșii erau mult mai vocali decât războinicii. Și faptul că atunci când Zani a fost declarat învingător, a fost așa cu surle și trâmbițe pe partea asta a faimoșilor, erau cumva un fapt normal. Pentru că ei erau, ți-am zis, montați din avion. Mie mi s-a părut faimoșii foarte veseli din avion și toată atmosfera s-a dus și în culise.
Însă, să știi că mi-a plăcut și atitudinea războinicilor și acolo au fost niște petrecăreți în avion, dar și niște oameni care au susținut cumva semifinalistul pe Marius și pe Andrei, atât Starlin cât și Sorin, dar și Albert, toți au fost trup și suflet cu echipele lor, cu concurenți. Dar Alin Sălăjean cu Sorin? Sau nu și-au vorbit? Măi, acum, nu și-au vorbit, s-au evitat. Nu, dar cred că o să mai povestim despre lucrurile astea, dar nu, n-au interacționat foarte mult. Unul a stat într-o parte a avionului, altul în cealaltă. Și-au spus, și-au dat mâna, așa cum... Da, așa mi se pare normal, să dai mâna între bărbați, că ai fost într-o competiție, dar mai mult de atât nu a fost. Și atât, doar politicele corect și gata. Însă și-au dat mâna, amândoi, pentru a-l susține în finală pe Andrei. Andrei, care a evoluat foarte bine pentru, pe trasee, și noi, când am ajuns în Republica Dominicană, am... participat la acele trasee care l-au adus pe Andrei în finală și am văzut așa o unitate din partea războinicilor, n-au mai existat acelei nervi, acele tensiuni. Andrei a intrat meritoriu în finală pe bază sportivă și poate foarte mulți dintre cei de acasă l-au considerat adevăratul câștigător. Bine, susținătorii lui, da, l-au considerat câștigător. Ai lui Zani l-au considerat pe Zani câștigător. Ai lui Marius pe Marius, normal. E adevărat. Noi avem un interviu de la aeroport cu Andrei, un interviu în care el spune primele impresii, pentru că tot aici la ștafetă vom afla mai multe lucruri despre Andrei. Așa că vreau ca oamenii de acasă să urmărească nebunia de la aeroport, dar în principal interviul lui Andrei, ci unul foarte sincer și la obiect. Să-l felicit și eu pe Andrei atunci pentru tot ce a făcut. Uite, să știi că cât am stat aici, tu ai fost în avion împreună cu Cornelia și cu toți ceilalți colegi, dar eu am stat aici și vreau să spun că lumea a fost împărțită. Foarte mulți te consideră pe tine un adevărat campion. Vreau să te întreb, care e părerea ta? Cum te simți? Chiar dacă n-a fost în favoarea mea și am pierdut, am ieșit acolo cu 2, eu mă simt un câștigător, în sensul că lumea a văzut cum am fost eu într-adevăr, cât de sincer am fost și n-am vrut să epatez cu nimeni. Mă bucur că a văzut că am fost o persoană sinceră și lumea de acasă a văzut exact cum sunt eu și nu m-a judecat. Mă bucur că mă simt împlinit și mă simt câștigător pentru că am avut susținători și au dorit ca eu să ajung cât mai departe. Am zis mereu, degeaba ești un sportiv foarte bun și aduci puncte și ți ajuți echipa, dacă nu ai și oamenii acasă care să te susțină, e în zadar. Mă simt câștigător, mă simt împlinit, am oameni care apreciază tot ce am făcut eu acolo și ăsta a fost... Asta a fost cerința mea cea mai mare, ca publicul de acasă să vadă într-adevăr. Și a fost totodată și cea mai tare experiență. A fost totodată și cea mai tare experiență, foarte greu totodată, au fost zile foarte, foarte grele. Am avut momente când mă gândeam, băi, să arunc prosopul pentru că este foarte greu, dorul de familie este foarte mare, foamea este foarte mare. Te-am mâncinat de foarte multe ori. Foarte multe ori. Plus, condițiile au fost foarte, foarte grele, dar mă motivam și știam că am familia acasă care mă susține și un mic public, fie el mic, mare, 2-3 oameni acolo care mă susțin și aici că pentru ei vreau să merg cât mai departe. N-am visat la finală, Dumnezeu m-a ajutat să ajung până acolo, nu-mi pare rău că am pierdut, eram conștient că nu am șanse în fața lui Zani, dar mă bucur că am ieșit pe locul 2, mă simt un campion pentru că lumea mă apreciază și ăsta a fost cea mai mare cerință mea. Te-ai întors altfel, te-ai întors un altfel de Andrei? E greu de spus, tot același Andrei, dar cu un caracter mult mai puternic. O să spunem un Andrei mai matur. Un Andrei mai matur. A fost destul de matur și când... Da, un Andrei mai matur, ăsta e răspunsul. Consider că când am intrat în competiție am avut disciplina necesară ca să parcurg toată competiția. M-a ajutat foarte mult, dar acum în privința disciplinei cred că este și mai mare și mă va ajuta. Experiența de la Survivor, în primul rând, mă va ajuta în viață și să apreciez mult mai mult oamenii și lucrurile. Asta e principala chestie pentru mine. Nu-mi pare rău, chiar dacă a fost foarte greu, nu-mi pare rău și aș repeta experiența de câte ori ar fi nevoie. Chiar dacă sunt conștient că o să fie foarte greu, Știu că mă va ajuta. The Boom a fost foarte bun în competiție, așa cum
are porecla, cum l-au poreclit toți. A fost oricum o atmosferă foarte frumoasă la aeroport și el a mai avut puterea și energia să vorbească și pentru noi. Pentru colegul nostru, Alex Mihai, el era acolo la aeroport cu camera. Alex Mihai și Alex și Dan Bud și-au făcut datoria cu prisosință și la întoarcerea acasă. Am văzut că Andrei a fost mulțumit de faptul că a fost împăcat că n-a câștigat și a apreciat fanii lui. A spus, indiferent că au fost mulți sau puțini, au fost fanii lui pe care l-au susținut din suflet și mi-a plăcut atitudinea pe care a avut-o spre final. Spune-mi câteva lucruri care s-au întâmplat după ce au aterizat. Câți oameni au așteptat la aeroport? Măi, noi încă de la Istanbul ne gândeam dacă va fi o atmosferă sau nu în România. Am zburat 12 ore cu avionul din Republica Dominicană până în Turcia. Am făcut o escală de 8 ore și în timpul ăsta de 8 ore, îți dai seama, toți mai vorbeam unii cu ceilalți, ne-am împrietenit foarte mult în aeroportul de acolo și ne gândeam la ce se întâmplă în țară. Dacă vor veni oameni să îl susțină pe Andrei, de exemplu, sau să îl susțină pe Marius sau pe Zani. Dar nimeni nu-și imagina ce atmosferă va fi pe aeroportul Otopeni. Și cum a fost? Păi, încă de la bagaje, noi toți stăteam și ne uitam și vedeam după poarta aceea. Știi? Și tot te-ai întors din Republica Dominicană acum 3 ani și știi foarte bine că a fost o atmosferă electrizantă și atunci. Aveai acel hanorac pe care ți l-ai pus așa pe tine cu gluga. Ai mai explicat că nu-l făcuse intenționat. Ca să poți să dormi. Ca să poți să dormi în avion, mi-am luat. Așa, uite, avem și imaginile, comentăm pe marginea lor. În momentul în care am ieșit de acolo, vai, deci era o atmosferă super, super. Oamenii și dintr-o parte și din alta îi aclamau pe eroii acestei ediții de Survivor România. Și cei care veneau în aeroport s-au oprit, sau oameni care erau la întâmplare, s-au oprit să vadă ce se întâmplă. Da, s-au oprit, au venit la toți, au făcut poze cu concurenții. Chiar a fost cineva lângă mine și mi-a zis, doamna Cornelia, atât de tare mă bucur că trebuie să aștept un prieten la aeroport, pentru că niciodată n-aș fi avut posibilitatea în alte condiții să-i văd pe oamenii de la Survivor, pe toți cei pe care i-am îndrăgit în competiție. Și a fost foarte interesant. Părinții, mama lui Andrei, cine e acolo? Mama și sora lui Andrei. Ele au fost și în platoul de la Teo în momentul în care s-a filmat pentru finala și săraca soră sa nu mai putea ce plângea după. Și am încercat să o consolăm, că i-am spus că Andrei e bine, a plâns pentru că îl iubește foarte mult. Și până la urmă am înțeles că el, poate că au simțit ele că s-a pierdut ceva, dar de fapt el a câștigat foarte mult. Aceste imagini le puteți vedea și dumneavoastră pe YouTube-ul nostru Wow News. Sunt imagini senzaționale realizate în exclusivitate aseară de colegii noștri Dan Bud și Alex Mihai. Îl veți vedea pe Zani cum este aruncat în sus de cei care îl iubesc, dar haideți să intrăm să vedem imaginile pentru că ele sunt cele mai importante.